geniali, aș spune chiar legendari regizori ai filmului mut este Erich von Stroheim. Un regizor mai puțin cunoscut, cel puțin pentru mine, a fost o descoperire să-l aflu, să-i văd filmele, dar cu o poziție și un stil aparte pentru acea perioadă. Vreau să vorbim despre filmul Greed, în traducere Lăcomia, făcut în 1924. L-aș numi concurența lui Griffith la nivel de grandoare, amploare a filmelor sale ca proiect. Dacă Griffith a filmat Intoleranța, care are 4 ore și a cheltuit, spunem, $1,000,000 pentru decorații, figurații, actori și așa mai departe, Erich von Stroheim făcea filme la același nivel ca amploare. De exemplu, în 1922 l-a făcut un film care se numește Nevestele proaste, unde a cheltuit tot $1,000,000. Însă filmele lui Erich von Stroheim sunt mai umane, aș spune, mai naturale, mai aproape de realitate. Erich von Stroheim was one of the few legitimate geniuses of the early silent days. He was a man of such vision, and he was so great a poet and an artist that he found nothing but trouble in Hollywood. Filmul Greed este cel mai lung film mut în istorie. La prima sa proiecție, versiunea regizorală, filmul avea 9 ore jumate. Și când regizorul a arătat filmul echipei de filmare, producătorilor, s-a luat o decizie cumva ca filmul să fie scurtat. Prima versiune scurtată a făcut-o chiar regizorul și a scurtat filmul aproape în două. De la 9 ore jumate l-a dus la vreo 4 ore jumate, după care producătorul a cerut să-l scurteze și mai mult. Erich von Stroheim nu știa și să mai taie, însă și casa de producție a luat și a scurtat filmul drastic. De la 9 ore jumate filmul a ajuns la 2 ore. Versiunea de 2 ore regizorul nici nu a vrut să o vadă. El a avut vreo lună de zile în care nu a vrut să comunice cu nimeni, el a intrat într-o depresie, pentru dânsul asta a fost o pierdere enormă. Acest material tăiat s-a pierdut total, este considerat Sfântul Graal în cinematografie, este considerat cea mai mare tragedie în istoria cinematografiei, ca pierdere. Necătând la faptul că scurtând atât de mult filmul, îți dai seama, de la 9 ore să ajungi să-l faci de 2 ore, se pierde mult din liniile secundare ale subiectului. Oricum, filmul a devenit o legendă și este considerat de critici ca fiind drept apogeul artistic al regizorului. He knew he was making a masterpiece. Every scene showed it. He knew that he was making a financial flop because the extreme length prohibited being shown in any theater. And unless a thing is shown in a theater for money and makes money, then it is a failure. No matter how good it is, it's still bad. Au fost mai multe tentative de a se restabili filmul, însă materialele nu s-au putut găsi nicăieri. De-a lungul timpului, filmul a existat în varianta de 2 ore. Doar în 1999 s-au găsit oameni care au reușit să restabilească filmul și să-l facă într-o versiune de 4 ore. Neavând toate materialele, ei l-au restabilit din fotografiile și însemnările regizorului până la filmare. Varianta aceasta de 4 ore este considerată cea mai aproape de intenția regizorului. Este un pic dificil să o privești. 4 ore de film mut, eu nu m-am gândit vreodată că am să mă așez și am să mă uit. Este dificil să-l privești pentru că ceea ce s-a păstrat este video, ceea ce nu s-a păstrat sunt poze, muzică și pozele sunt montate ca un fel de decupaj, nu? Grob plan, zoomată, poza zoomată pe grob plan, poza arătată în plan general, în mediu, merge un fel de decupaj fotografic. Scenariul este scris de însuși regizorul și are la bază descrierile din romanul lui Frank Norris, o poveste din San Francisco. Acțiunea în roman are loc la sfârșitul secolului al XIX-lea și regizorul, foarte atent la detalii, dar și din dorința de a economisi banii, a trecut acțiunea în anii 20 al secolului 20. Hai să zicem așa, 1. Pentru a economisi bani, el a trecut acțiunea la prezent, adică anii 20. Drept decor folosește locații adevărate, străzi, căs și așa mai departe. Cu atât mai mult, el a cumpărat două case din San Francisco, unde după descrierile din roman, eroul MacTig locuia. Aceste case care le-a cumpărat au fost netrăite până în anii 20. Și regizorul a păstrat până și tot în murdărie și păianjenii de pereți, nu i-a atins, adică au lăsat să fie totul autentic.
Erich von Stroheim avea un cerc, spunem, de actori cu care lucra permanent. La dânsul un film, puteai să observi cum de la un film la altul, el folosește cam așa ești actor. Și ei își fac, de fapt, foarte mulți regizori. Pentru rolul principal, nu ți-mi minte cum îl cheam pe actor, dar el simțea, uite, ăsta. Și când odată să-l contactez, actorul locuia deja în Scoția. L-a convins să vină înapoi. Același lucru s-a întâmplat și cu alți actori pe care el îi simțea potrivit tipajului. I-a convins și pe ei. Toți s-au întors doar ca să filmeze în acest film. Cred eu anume asta și determină stilul și poziția diferită, unică a lui Stroheim pentru anii 20. Foarte aproape de realitate. Adică filmul ăsta este ca o captare a realității. Azi ai putea să-l privești ca o cronică. Și cred, anume din cauza asta, și-ar fi considerat cea mai mare tragedie în istoria cinematografiei. Într-un orășel din California locuiește familia McTeague. John McTeague este ficiorul unui minier și lucrează cu tatăl în mină. Lui nu-i place să lucreze minier. La un moment dat, în acest orășel vine un dentist. Dentistul anunță un concurs pentru cel mai bun dentist. Cu ajutorul lui Mike, John McTeague, învingătorul acestui concurs, capătă șansa de a merge în San Francisco, de a învăța de stomatolog și de a deveni stomatolog. Ceea ce mi-a atras atenția, chiar dacă în acest film, la început, apare foarte puțin, acest tată, tatăl lui John McTeague, este arătat lipsit de calități umane. Murdar, agresiv, care își înșală soția, care se comportă foarte urât cu oamenii. Un porc, dar nu un om. Când el, John McTeague, parcă ar fi un copil cum se cade. Peste ani, John McTeague, deja stomatolog, are propriul său cabinet, locuiește într-un bloc unde are vecini, la intersecția unde se află cabinetul său mai există o clinică veterinară, o florărie, viața circulă. Pe lângă istoria de bază, istoria lui McTeague, foarte bine se desfășoară istoriile secundare și ele sunt multe. Alte personaje care apar episodic, oricum, în 9 ore, lor le se dă mai multă importanță și fiecare istorioară parcă e un mini-film în acest mare film. Atunci când deja te conectezi la film, atunci când deja îi cunoști, asta mi s-a părut foarte interesant. Bun, eu am privit 4 ore, nu știu dacă eram să rezist la 9 ore. McTeague are un vechi prieten care mai târziu vine și el în San Francisco. Și există și linia acestui prieten care la un moment dat se intersectează cu linia lui McTeague. Acel vechi prieten, Marcus, care are o soție, soția având probleme cu dinții, Marcus o aduce la McTeague, la bunul său prieten, stomatolog, pentru ca să-i rezolve problema. În cabinetul stomatologic este o tipă care tot locuiește în același bloc și vinde bilete de loterie. Marcus nu crede în noroc și fel de loterie, nu mă arunci banii în vânt. Dar soția, așa, ca să scăpi poate de ea, a cumpărat un bilet. În timp ce McTeague îi scoate dintele, ea aflându-se sub anestezie și fiind doar ei doi, McTeague înțelege că se îndrăgostește, lui foarte tare îi place de ea. În timp ce ea e sub anestezie, el o sărută și se simte foarte vinovat, înțelege că în el posibil să trezesc anumite calități a lui taică-său, care tata nu era un om atât de bun. Dar dragostea e dragoste, e un sentiment pur, e adevărat. Marcus, care află, după niște discuții între dânsi, înțelege că McTeague s-a îndrăgostit sincer și cumva renunță la soția sa pentru cel mai bun prieten și ei își pare o leacă ciudat, dar mă rog, spunem că e așa. Cam mai târziu, foarte neașteptat, se anunță câștigătorii loteriei și soția, pe care o cheamă Trina, a câștigat $5,000. $5,000 pentru anii 20? Asta e o avere întreagă. Acești $5,000, pe de o parte, te gândi că sunt un noroc, dar pe de altă parte, de fapt, devin pedeapsa acestei familii. Și nu doar a familiei date. Acești bani devin catalizatorul urei, a răutății. În toți oamenii care cel puțin îi cunosc pe ei, încep să apară gânduri murdare, urâte, invidii și așa mai departe. Marcus, lui pare atât de rău că s-a despărțit de ea pentru cel mai bun prieten, începe să-și ară la dânsul toate datoriile care le avea, nu știu, acolo, zicem, cândva eu am împrumutat bani de transport, da? Dar ți-mi minte, eu ți-am dat banii și ai dat înapoi și tot așa. Femeia care a vândut bilet moare de șudă. Toți oamenii brusc se transformă și asta se simte pe parcurs. Însă și ea, Trina, actuala soția lui McTeague, care a câștigat acești bani, se transformă radical. Ea crede că toți vor banii de la ea, ea îi schimbă în aur și îi păstrează și nu vrea să cheltuie niciun bănuț pe nimic.
La fiecare propunere a lui McTeague, poate ne mutăm într-o casă mai bună, poate cumpărăm cutare, poate și aia, poate și aia. Nu, noi trebuie să păstrăm banii pentru zilele negre, noi trebuie să ne măsurăm posibilitățile, așa, așa, așa mai departe. Și devine atât de... Pe de o parte, da, e corect, dar pe de altă parte devine atât de egoist. Marcus scoate la iveală faptul că McTeague nu are licență, el nu are un certificat, el nu activează în stomatologie legal. McTeague își pierde locul de muncă, încearcă să-și caute alt loc de muncă, ajunge pe drumuri, familia McTeague devine foarte săracă, dar soția, Trina, nici de cum nu vrea să atingă de banii și aia. Ca până într-un final, istoria lor se transformă într-o tragedie. Cam așa, istoria de bază, dintre istoriile secundare, vreau foarte tare să vorbesc de... Pe aceeași scară locuiau doi bătrâni. În contrast, relația dintre bătrâni, care tot erau îndrăgostiți, era atât de diferită și atât de pură față de această relație de dragoste. Acești bătrâni, care deja se cunoșteau de foarte mult timp, ei niciodată n-au vorbit. Și interesant că majoritatea scenelor lor eu le-am văzut din fotografii, pentru că materialul e pierdut, adică în versiunea, cum au considerat atunci producătorii, au tăiat, considerând-o inutilă. În momentul în care ei se intersectează pe scară, de exemplu. Are loc doar un schimb de priviri între ei. Ei trăiau în cameri alături, despărțite de un perete foarte subțire, și fiecare din ei știa la ce oră, cine și ce face, pentru că prin perete puteau să asculte. În momentul când i-au aflat că camerele lor, de fapt, erau o singură cameră, acest perete a fost pus pentru a transforma în două, s-au simțit atât de fericită că ei parcă locuiesc în același spațiu. Și la un moment dat, da, deci povestesc eu, se desfășoară mult mai lung. La un moment dat, ea vine la dânsul și îi aduce un ceai. Îi aduce un simplu ceai. Și un schimb de priviri între ei vorbește tot. Și aici, intrând în contact, ei își dau seama cât de tare se cunosc unul cu celălalt, chiar dacă nu au vorbit niciodată. Ei cunosc absolut tot despre celălalt. Din momentul ăsta ei devin cuplu, doi moșneci, cărora nu le trebuie nimic. Și în film era ca un flashback sau ca un vis. Bucata asta a fost colorată, cum se colorau filmele multi, frame cu frame. La toată simplitatea sa, filmul ăsta are o sinceritate și o naivitate caracteristică regizorului. Actorii, pajele, se potrivesc foarte bine. Este pe bune un om pe care parcă l-ai luat dintr-un sat, l-ai adus la oraș, da, el e cum se cade, el lucrează, strânge bani, încearcă să-și cumpere cutare, are niște vise, dar nu iese din tipajele unui om mediu. Înțelegi ce vreau să spun? De ce am accentuat caracterul lui Tyke său? Pentru că din moment ce el o sărutat-o, și până la sfârșitul filmului, mai ales în, spunem, a patra parte din film, parcă îl vezi deja pe tatso. Cerci ca departe nu sare, da, de la trunchi. Adică schimbarea personajului e radicală. Pe tot parcursul filmului noi vedem cum el se transformă dintr-o extremă în alta, absolut. Scena finală din film, acțiunea are loc în Valea Morților, Valea Morții. În Valea Morții, ca să înțelegi, acolo e o temperatură de 60 de grade de căldură. Eric von Stroheim cu toată echipa de filmare s-au dus în Valea Morții, 40 de oameni și o femeie, 40 de oameni și o femeie. Lana, 41 de oameni, dintre care o femeie. Filmez la 60 de grade de căldură, unde nu există umbră, pământul e crăpat, crăpături de secetă, de uscășiune, chiar dacă e mut, chiar dacă calitatea mea e proastă, dar asta se simte atât de tare. Interesant cum ei atunci încercau să coloreze pelicula. Cum unii regizori încercau, de exemplu, scenele de noapte să facă pelicula albastră sau cumva să argumenteze galben. La Griffith erau epoci de colorată pelicula în diferite tonalități. Adică nu-i multicolor, dar îi dai o tonalitate. Eric von Stroheim o colorat, de exemplu, de fiecare dată când apare aurul în cadru, aurul e galben. Dacă la Griffith, ca leitmotiv, era mama care legăna un pătuc cu un copil, în filmul dat, Lăcomia, ca leitmotiv sunt niște mâini de astea așa uscate, slabe, negre, și care lacome vor să iei bani, vor să iei monedele de aur și aurul ăsta galben. Știi cum îți faci parcă un pic greață de bogăție sau se simte lăcomia, cred că așa mi-e corect. Filmul dat a inspirat foarte mult cinematograful poetic realist francez din anii 30 și Eric von Stroheim chiar a devenit un prieten foarte bun al lui Jean Renoir, regizor francez care... Noi azi vorbim mai târziu despre filmele lui. Eu înțeleg că în crearea unui film cele mai importante roluri le joacă producătorul și regizorul. Da, fără oamenii ăștia, tu film nu faci. Ei-s capul, ei-s acei doi oameni care
nasc un film, nasc cuvânt cheie. Dacă să facem o comparație, producătorul ar fi tata, da? Producătorul socoate, producătorul realist, el calculează bugetul, banii, cap familie. Și regizorul ar fi mama. Regizorul e mai sentimental, regizorul gândește cu inima acolo, nu cu creierul. Într-un final, ceea ce iese este copilul lor, filmul este ca un copil, poți să-l privești ca un copil. Dar tu imaginează, de exemplu, să naști copilul și vine tata și zici, băi, dar și la dânsul deștelți cam lungi, dar aia îndă să-l împaști și să tăiem deștelți, sau să-i tăiem cap că e prea înalt copilul. Nu, asta e o prostie, așa? Tot ce ai avut de vorbit, ce ai avut de discutat, de înțeles, te înțelegi până la filmarea filmului. Dar din moment ce filmul a apărut ca un copil, gata, l-accepți așa cum este. Mi se pare absolut prostesc ce s-a întâmplat. Cum, băi, stai 80% dintr-un film, ok, l-ai tăiet, ok, dar păstrează și-ai tăiet. Nu, păstrează și-ai tăiet. Cât de valoros este acest material care nu există azi? Dar mai știi, poate în viitor o să apară. Azi, peste 100 de ani, până și filmulețele care le filmau frații Lumière, care erau 30 de secunde, un minut, captare din realitate, deja au o valoare enormă ca fiind primele. Orice hu**a n-ai face, Nicu, care poate să-ți pară prostie, în timp poate căpăta valoare. În timp ea se privește din alt punct de vedere și capătă o valoare la care tu posibil nici nu te-ai așteptat. Dar filmul lui Erich von Stroheim, azi poți să-l privești ca o cronică documentară care pur și simplu e încărcată cu spiritul și trăirile oamenilor de atunci. Dacă Griffith punea accent pe decor, pe bogății, ca să arăte în plin cadru, ca să arăte bogat, să arăte... Înțelegi ce vreau să spun? Erich von Stroheim punea accent pe oameni, el încerca să intre acolo în interior și să-mi povestească istorii simple, povestite foarte sincer, o sinceritate care uimește sau care greu o accept, dar o istorie care poate fi adevărată sau care chiar a fost adevărată și Frank Norris a scris un roman.